Domnule Cântea, v-am văzut străbătând orașul La Paz. Fără exagerare, cred că echipa dumneavoastră de campanie, împreună cu dumneavoastră, ați fost cea mai activă echipă în această pre- și campanie electorală. Spuneți-mi și mie, străbătând orașul, bineînțeles că ați observat ce e bun și ce este rău. Dar m-ar interesa cel mai mult cum v-au primit oamenii și ce v-au spus oamenii. Aș vrea să fac o rectificare. Nu avem o singură echipă. Noi avem mai multe echipe care au mers în teren, fiindcă Partidul Social Democrat este un partid mare, cu oameni minunați, cu oameni care m-au însoțit peste tot, pe străzi și așa mai departe. Am spus că m-am angajat cu toată forța în această campanie. Am străbătut orașul, am parcurs orașul de la un capăt la altul. Am bătut din poartă în poartă, din ușă în ușă. Nu pentru a cerși voturi, așa cum susțin unii, ci în mod deosebit pentru ca să ne cunoască lumea. Astfel și cred că este o datorie de onoare să-l facem pe cetățean să înțeleagă și să cunoască, astfel încât la 5 iunie când se duce la vot să voteze în cunoștință de cauză. Sigur că prin locurile unde am trecut am văzut multe lucruri. Am văzut multă sărăcie, am văzut multă durere, am văzut mult necaz. Și cu toate acestea oamenii au fost în stare să ne primească cu zâmbetul pe buze și mai ales să-și manifeste interesul și speranța că ziua de mâine le va aduce mai bine. Să dea Dumnezeu să considere că această speranță a venit și că noi suntem garanția și vom fi garanția schimbării în bine a comunității. Da, iar eu ca simplu alegător al acestui oraș aș adăuga că dumneavoastră puteți să aduceți un suflu nou în administrația Coraș.